Internetul, vreau să vă spun că devine tot mai indispensabil, indiferent de sfera de activitate. Influențate și de perioada pandemică, foarte multe biserici și-au creat pagini pe rețelele de socializare. Despre aceasta vorbim astăzi cu preotul Bisericii Sfântul Dumitru, Andrei Rusu. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! E o tradiție deja să vedem destul de multe site-uri ortodoxe cu informații de ultima oră, updatate la zi. Vă rog să ne spuneți despre acest lucru, pentru că și pe paginile de Facebook se postează destul de des. Noi, biserica, nu suntem rupți de societate și de cele ce se întâmplă în societate. Și ne adaptăm și noi de mers la necesitățile credincioșilor noștri. Întotdeauna biserica a fost parte a cetății și întotdeauna s-a implicat prin toate mijloacele posibile în ceea ce se numește probleme ale societății. În epoca Mântuitorului Hristos erau în vogă piețele. Acolo se întruneau oamenii pentru a discuta inclusiv teme filosofice și apostolii Mântuitorului Hristos au mers în aceste piețe. Piețele erau un fel de Facebook al zilelor noastre. Azi noi avem aceste piețe în varianta asta virtuală, ori atunci era pe online se făceau, pe viu se făceau toate lucrurile astea. Astfel încât, zic, apostolii Mântuitorului Hristos au mers în astfel de piețe și au predicat despre Cuvântul Dumnezeu. Un exemplu dintre cele mai clare e faptul că Sfântul Apostol Pavel a mers în Areopag, în Areopagul Atenei și le-a vorbit necredincioșilor care nici măcar nu știau despre Hristos, le-a vorbit acestora despre Hristos. La un moment dat, de adevărat că și aceștia s-au cam plictisit de el, le-a zis că e interesant ceea ce ne spui, dar lasă și pe altă dată. Dar faptul e că apostolul Pavel, deci, a folosit Facebook-ul zilelor lui pentru a propovădui Cuvântul Dumnezeu. De aceea noi vorbim, mă rog, în altarele noastre despre faptul că dacă în epoca Mântuitorului Hristos rețelele de socializare ar fi fost active, numai decât el ar fi propovăduit și pe aceste rețele. Și acolo biserica ar fi fost activă. Și acolo biserica ar fi fost activă. De când a început trendul ăsta? Pentru că s-a vorbit la un moment dat destul de mult pe acest subiect, că internetul ar fi dăunător, că internetul nu este pentru biserică, după care, respectiv, lumea l-a acceptat, a acceptat rețelele de socializare. A pornit mai mult sau și-a luat mai mult avânt în pandemie, atunci când, bine, ne-am confruntat cu anumite situații, că lumea nu putea veni la biserică. Sau și înaintea pandemiei a fost promovat? Eu intuiesc că sunt și astăzi preoți mai zeloși care zic că internetul e o pacoste și că nu e binevenit în biserică. Noi, biserica noastră, avem pagină pe Facebook, pe Instagram și pe... am avut și o pagină web încă din 2012-2014, adică înainte de pandemie. Și slujbele le transmitem online, iarăși înainte de pandemie. Acum, sigur că e un băț cu două capete, întotdeauna e un băț cu două capete. Chiar ieri am citit un articol, un interviu de-al lui Vladimir Beșleagă și el vorbește în culori sumbre despre internet și despre relația aceasta interumană care astăzi este una virtuală. Bun, epoca lui și un pic epoca mea și probabil că a dumneavoastră a prins din ceea ce este viață normală, dintre asta în care contactul fizic contează. Vine o altă epocă a copiilor mei în care viața virtuală e una firească. Și atunci ar fi condamnabil pentru mine că să-i condamn pe dânsii că trăiesc altfel decât am trăit eu sau decât a trăit Vladimir Beșleagă. Dar oricum bățul e cu două capete și virtutea discernământului ar trebui să domine în această situație, încât noi să alegem doar ceea ce e bun și atunci când putem merge la biserică, să mergem la biserică și nu stăm în lumea virtuală. Contează ca și școala. Școala online e un paradox și doar o întrebuințăm chiar când e o chestie de criză, cum a fost această pandemie. Viața reală contează cel mai mult. Contactul ăsta real e foarte important. În același timp, ca și chestii de excepții sau ca și varianta B, ceea ce numim noi online, inclusiv slujbele transmise online, cred că bucură. Avem un sumedenie de mesaje în care ne zic că n-au putut să vină la biserică, fie că sunt bolnavi, chiar cei țintuiți la pat, sau alte chestii dintre astea, repede de criză. Și atunci pot participa împreună cu noi la slujbele online și e o bucurie. Iată, despre situații de criză, de exemplu, sunt bolnavi care nu își pot permite fizic să vină la biserică, chiar dacă în această perioadă sunt acceptate slujbele și nu este interzis ca creștinii să fie prezenți acolo. Se pot face și anumite mărturisiri pe lângă slujbele online sau, eu știu, biserica mai vine și cu alte informații pe paginile de Facebook? Sigur, noi postăm pe pagina noastră de Facebook, pe lângă slujbile online, diferite informații cu referire la anumite sărbători. Mai postăm și informații care țin strict de comunitate, cum ar fi programul liturgic al săptămânii și anumite anunțuri care țin de comunitate. Deci e o modalitate prin care să putem comunica cu comunitatea noastră. Cum comunicați cu cei bolnavi? Mărturisiri se fac sau cei care au nevoie de... Acum noi avem telefonul nu de azi și nici de ieri și telefonul fix e încă de o vreme destul de îndelungată, în care oamenii au telefonat preotului și au comunicat spunând anumite probleme și discutând anumite situații critici care îl necăjesc pe om. Sigur că noi, preoții, mai mergem și acasă și întotdeauna am făcut lucrul ăsta la cei bolnavi pentru a-i mărturisi și a-i împărtăși. Contactul fizic în biserică contează foarte mult și nu doar în biserică, oriunde în societate. Iar taina mărturisirii se săvârșește prin contact fizic. Încă n-am săvârșit niciodată taina mărturisirii în varianta online și nu-mi imaginez cum aș face. Dar că am discutat cu oameni la telefon anumite situații de criză din viața lor, din familia lor, diferite necazuri pe care ei și le-au spus prin telefon și am încercat să-l dau un sfat sau cel puțin să-i compătimesc sau să vin cu anumite îndrumări, sigur că am făcut-o. Dar nu e vorba de taina mărturisirii ca și taină în care îl rugăm pe Dumnezeu să ne ierte de păcat. Am înțeles, pentru că avem puțin timp. Cum este influențată biserica de mediul online, de internet, ultima perioadă? Eu cred că e influențat pozitiv, pentru că putem să ne exprimăm noi și credincioșii au atât de multe informații, n-am mai avut atât de multe informații și azi e un păcat să zici că nu știu, că n-am cunoscut, că n-am de unde să învăț. Iar internetul e varianta cea mai palpabilă pentru a fi instruit și atunci nu mai poți zici cum poți putea amăgești sau cu o babă din biserică nu mai găsești scuze pentru anumite lucruri de care vrei să te scuși. Deci internetul e foarte favorabil pentru instruire religioasă. Părinte Andrei, vă mulțumim mult pentru aceste informații și un lucru am învățat. Internetul este internet, dar trebuie să luăm cei mai buni din el, să-l utilizăm cu măsură și să nu ne fie frică de tehnologii. Sigur, discernământ trebuie să avem în toate. Vă mulțumim mult, sănătate și cu Doamne ajută! Doamne ajută!